Bună ziua! Bine v-am găsit din orașul Giurgiu. Am venit să mâncăm la restaurantul care este pe primul loc pe TripAdvisor în Giurgiu, se cheamă La Tavernă. Am mâncat fiecare câte o pizza, a fost ok, o să le vedeți mai încolo pe filmare. Sunt bune, recomand să le mâncați dacă veniți aici, dar na, se putea și mai bine, ce să zic. Eu mi-am luat pizza specială. Și Alexandra și-a luat pizza La Tavernă. Arată foarte bine amândouă. Asta e cu spec, brânzeturi franceze. Și a mai este cu salam și încă ciupercea mai apare un pic mai clasică. Miros foarte bine. După aia o să vă spunem și dacă au fost până. Acum suntem pe strada Gării, care e un fel de centru vechi din Giurgiu, din ce văd, dar doar că nu este pietonal. Văd că pe aici se circulă și cu mașina. Însă e destul de puțină lume, destul de pustiu, e duminică, după amiază, probabil că lumea se relaxează. Am văzut că La Tavernă acum au început să vină, la ora 4, nu știu, poate mănâncă ceva mai târziu, nu știu ce să zic. Și am avut noroc că am prins o zi cu soare, nu se anunța. S-a anunțat destul de norat și frig, dar soarele ăsta ne încălzește și la propriu și la figurat. Dacă strada Gării este destul de aproape de centrul Giurgiului. Clădirile de aici arată destul de bine și o parte dintre ele sunt restaurate, adică chiar îți dă senzația de centru vechi, să zic. Ne apropiem de șosea principală. Aici e o clădire care era un complex comercial pe vremea comunismului. Au mai rămas câteva de reparat, televizoare, chiar sunt televizoare de astea vintage, wow, n-am mai văzut de mult. Așa că mergem imediat să le vedem. Un checkbank pe dreapta, un bloc. Și acolo cred că este bulevardul principal și centru orașului. Uite, o pisică care atacă un porumbel. Da. Dar văd că nu l-a atacat hotărât, dar probabil că să-l atace. Cât se văd televizoarele astea micuțe de aici. Văd că am mai găsit și alte restaurante pe aici. Uite, Bistro & Wine arată destul de bine. Să vedem. Oricum, și dacă nu exista și varianta Doner Kebab. Aici este un bloc cu 10 etaje, cred, care la parter are tot așa complex comercial și undeva în spate este Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului. Să încerc să o apropii puțin. E lumea pe aici supărată puțin. Am ajuns și la principalul obiectiv din Giurgiu, și anume turnul cu ceas. Se pare că arată ora corect, ceea ce e un lucru bun. La parter, turnul cu ceas are o terasă și, mă rog, acolo e fric și nu e nimeni, dar uite, și o cofetărie și scrie chiar Happy Valentine's Day. Valentine's Day este mâine. Da, cred că are prăjitură, pentru că este cofetărie. Ne uităm și ne creăm șnit. Imediat, dar întâi să-l filmăm din toate unghiurile. Da, și aici arată ora bine.
Acum suntem în fața turnului cu ceas și fix în stânga este ceva ce seamănă ca o casă de cultură a sindicatelor, dar probabil este teatrul Tudor Vianu din Giurgiu, la care chiar o să mergem astăzi. De fapt, pentru asta am și venit, în principal. Undeva în spatele teatrului, cred că este un parc. Suntem în fața Muzeului Județean Teoharia Antonescu și fix lângă Parcul Alei. Parcul Alei cred că este cel mai frumos de aici din Giurgiu. Păcat că acum nu este suficientă lumină. Sau lumina este fix în fața noastră. Aici sunt diverse statui. Văd că de soldați și de locotenenți. Aici este un monument al eroilor. Alta alee. Aici pe stânga este un foișor care este încă decorat de Crăciun. Și văd că au și un skatepark. Există mașinuțe mici care se pot închiria să te plimbi prin parcul ele, mai mult pentru copii. Un loc de joacă. Văd că este și o expoziție de fotografie jos aici. Da, frumos parcul ăsta și destul de mare, mai mare decât mă așteptam. Să mergem lângă monument și pe urmă să ne îndreptăm către podul Bizeț, următorul nostru obiectiv. Ne apropiem de expoziția de fotografie. Aici sunt foarte multe căsuțe de unde poți să cumperi cremvuști pentru copilași și probabil tot felul de alte jucării. O expoziție istorică. Orașul Giurgiu, podul Bizeț, care are ca și caracteristică de a fi primul pod curbat construit vreodată în Europa. A fost construit în 1904 de arhitecții Anghel Salini și Ion Ion Bizeț, de aici și numele. Nu pare foarte sigur. Așa că nu știu dacă să stau foarte mult pe el. Am înțeles că avea și cale ferată, precum și cale auto, două benzi pe sens. Acum să vedem că... Și pare oarecum sigur că sunt niște de-astea destul de rezistente, de piatră. Acum am urcat pe podul Speranței ca să filmez podul Bizeț în ansamblu. Acum cred că se vede ceva mai bine. Lângă podul Bizeț se află și cetatea Giurgiu. Sunt doar niște ruine rămase care sunt în curs de restaurare. Teoretic nu se poate vizita, dar cred că poți să ajungi cumva acolo. Însă, din ce văd, nu e mare lucru de văzut. Poate că trebuie să restaureze destul de mult, că văd mult loc gol aici.
Deci nu o să bifăm și locația asta. Uite pisica care se joacă. Suntem pe bulevardul Mircea cel Bătrân, care în fiecare weekend în Giurgiu devine pietonal. Ai și pista de bicicletă, poți să faci și alte sporturi pe aici. Bine, acum e destul de frig și nu am văzut câțiva copii cu trotinetă și cu bicicletă, dar frumos că se gândesc și la oameni, nu doar la mașini. Am ajuns și lângă restaurantul Perla din Giurgiu, un restaurant celebru pentru că este chiar pe Dunăre. Am fost aici acum ceva timp, am mâncat, am fost la niște evenimente private. Era ok, dar nu știu cât de mult loc am fi găsit astăzi să mergem. Era frumoasă atmosfera, că se vede Dunărea. Aici avem o bază Carpaten Cruises, care fac croaziere pe Dunăre, dar nu cred că este zona lor acum. Dunărea și niște nave de transport pe ea. În dreapta este un alt restaurant la ponton care este chiar pe Dunăre, dar cred că este închis acum. Și mai în dreapta este portul din Giurgiu, o clădire care este a portului, dar nu știu cât de mult se vede acum. E, și vis-a-vis se văd foarte multe blocuri înalte care sunt din orașul Ruse din Bulgaria. Ne-ar fi plăcut să mergem și acolo, probabil că o să mergem altă dată, însă acum fiind cu toate restricțiile de pandemie, COVID, am hotărât să nu. Să merg un pic chiar pe malul Dunării pe aici, să mă apropii de restaurantul Perla. Am intrat, ne-au intrat roaming-ul aici, pentru că suntem foarte aproape de Bulgaria. E, și aici, pe terasa asta, poți să stai la restaurant și să privești Dunărea cum apune soarele ca acum. Am schimbat puțin modul de filmare ca să apropii mai mult blocurile de pe malul de vis-a-vis. Sper să pot să le includ și pe acestea în film. Avem și o șalupă care merge frumos pe Dunăre. E frumos, e plăcut să stai aici pe malul Dunării, să iei cina, poate, nu știu, să mănânci prânzul sau ceva și să auzi pescărușii, apa. Probabil că e mai frumos acum pe seară când se vede apusul și cum bate lumina spre malul opus. Am ajuns și lângă restaurantul Ponton. Se pare că nu e abandonat cum credeam. Chiar, uite, și chiar și acum poate să coboare cineva la el. Nu sunt sigur dacă are eveniment sau nu, dar cert e că, na, fiind frig, acum toată lumea stă jos. Da, era frumos. Poate să încercăm o dată și aici. Când am fost data trecută la restaurantul Perla, nu cred că exista acest ponton. Hai că eu mi-e la tine. Hai că vine asta e poate, hai. Hai cu ciuc. S-a lăsat seara și peste Giurgiu și s-a aprins și turnul cu ceas și luminile din centru. Și odată cu lăsarea serii e timpul să ne luăm și noi la revedere chiar în fața teatrului Tudor Vianu, care va fi oprirea finală noastră în această seară. Și sper că v-a plăcut plimbarea
alături de noi prin Giurgiu. Dacă v-a plăcut acest vlog, hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!